În cadrul conferinței de presă de la Consiliul Județean, președintele Dan Manu a anunțat că Piteștiul va găzdui un simpozion ce va avea ca temă consecințele pandemiei asupra societății. Cum va arăta viața după COVID? Nume mari ale lumii medicale, economice și sociale vor aduce în prim plan aspecte privind efectele generate de criza pandemică la nivel mondial. Vor fi abordate teme referitoare la impactul pandemiei asupra comportamentului nostru de zi cu zi și a modului în care ne trăim viața, asupra sistemului sanitar și asupra economiei globale. Cum va arăta viața după pandemie? Ce vom face în perioada următoare? Ne întoarcem la starea de urgență sau la normalitate? Ce înseamnă normalitatea după pandemie și ce avem de făcut în viitor? La toate aceste întrebări vor răspunde profesorul universitar dr. Adrian Străinu Cercel, manager Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, profesorul universitar dr. Alexandru Rafila, expert OMS și președintele Societății Române de Microbiologie, academicianul Cătălin Zamfir, director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, profesorul economist Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al guvernatorului Băncii Naționale a României, academicianul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Aceste răspunsuri la aceste întrebări care confruntă nu numai pe toți cetățenii României, dar și întreg mapamondul, sperăm să le avem de la aceste mari personalități ale momentului din România.